Orchestra de muzică populară folclor în frunte cu neobositul dirijor, artistul poporului Petre Neamțu. Umpleți poteca inimii cu flori, de un colț de raie loc în fiecare, iar cel ce poartă în inimă culori, la toate în viață le va da culoare. Bună seara, oameni frumoși și dornici de frumos! Și el, și dorul are culoare, și dorul tratează, și vindecă, și supără, și miluiește, și naște atâtea povești frumoase în viața omului. Și pe el, pe vinovatul acestui spectacol, dorul de casă l-a măcinat. Dorul de casă, de cele sfinte, de cele simple, de cele lumești, încât a pus la cale un eveniment frumos pentru cea mai bună prietenă din viața lui, care este Cobza. Cobza pe care a luat-o cu sine în lumea mare. Cobza de care nu a uitat niciodată. Un instrument cam văduvit astăzi și mai puțin prezent în orchestrele de muzică populară și pe scenele mari de aici, de acasă, din Republica Moldova. Dar vreau să deschid parantezele. Suntem unica țară din lume unde Cobza este studiată la nivel de studii superioare, la nivel de conservator. Și dacă vreți să lărgim și mai tare aceste paranteze, muzica populară este studiată la nivel de studii superioare doar aici, acasă, în Republica Moldova. Doar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice există Catedra de Instrumente Populare și Catedra de Muzică Populară. Iar dacă vreți să știți, și Orchestra de Muzică Populară Folclor poate fi numită o adevărată academie, pentru că este un adevărat laborator de creație unde cei mici și cei mari și-au început activitatea. Această orchestră și acești oameni care stau în spatele meu întotdeauna au fost deschiși pentru provocările artistice. Dar ca să nu vorbesc prea mult, în lipsa celui grație căruia ne-am adunat astăzi aici, o să zic doar atât. La fel ca și voinicul din poveste, a trecut peste 9 mări și 9 țări, cu ea, cu Cobza în spate, ca să-și realizeze visul unui spectacol, Cobza, dorul îmi alină. Sergio Reileanu!
Răilenu și Orchestra de Muzică Populară Folclor. Omul nostru vine de la sudul țării, de la Ștefan Vodă. După serviciul militar, merge să studieze la școala pedagogică de la Tiraspol, unde o întâlnește pe Lyubov Ivanovna Mehanoșina, care studiase la rândul ei dombra la școala de muzică Eugen Coca din Chișinău. Mai apoi ajunge la Moscova, unde studiază la Institutul Național de Cultură de la Moscova, Catedra Instrumente Populare Rusești. Viața o aduce la Tiraspol și devine profesoară de cobză. Iar printre discipolii ei se numără Sofia Cojan, Nicolae Silosev, Sergiu Răileanu și Vasilii Chiper. Am înțeles că fiica doamnei Mehanoșina este astăzi în sală, Olga, și o salutăm. V-aș mai lăsa să vorbiți, dar nu înainte să vorbim de un alt mare dascăl care v-a marcat existența. Este vorba de cobzarul Isaac Solomon, pe care tare v-ați dorit să-l aduceți aici la Chișinău, dar n-a fost să fie și atunci s-a legat cumva discuția și telefonic și grație tehnologiilor informaționale pe Viber, așa că haideți să fim atenți la ecran. Urmează o discuție între Sergiu Răileanu și Isaac Solomon. Eu vreau să salut pe toți care, pe participanții de festivalul ăsta de cobză, unde salutări și toate cele bune la toți care nu m-au uitat și mă țin în minte și succes în viață la toți. Nu, eu am învățat ca muzician la domră, dar asta e un instrument rus, domră cu patru coarde, fiindcă este domră cu trei și acordajul e altul acordaj. Și în timpul când am fost student, s-a format un ansamblu al Unelu. Și eu am început, eu am cântat încă la mandolină și eu am cântat, am început la mandolină să cânt și după asta am trecut la cobză. Dar unde ați făcut studii? Studii la un institut de artă în Chișinău. La Neaga a fost deschis Catedra de Muzică Populară și eu am fost invitat ca învățător de cobză. Nu, era ca un fel de... experiment, dacă se poate așa de spus. Și experimentul ăsta s-a terminat tare bine. Foarte, mulțumesc frumos. Dar nu țineți minte în ce an ați început? 1997, așa e, 87. Eu am informații de 79. 79, 79. Eu de acum socot în nimțești. Așa. Cui aparține ideea de a modifica instrumentul cobza pe care acum îl avem și cu cine ați conlucrat împreună? Cobza care era atunci era cu grif tare scurt. Și nu a avut, cobză cu griful scurt nu a avut atâtea posibilități de interpretare și eu am întrebat dacă meșterul Ion Borș poate să facă cu o cobză cu grif mai lung. Și l-a încercat și s-a primit bine. Bine că îți aminte de domnul Borș că instrumentul acest care l-am acum eu, el o leacă modificat că deca s-a deformat și a fost nevoit să o schimb. Dar instrumentul acesta a fost așa de scurt, deca, cum vedeți, atâta. Și eu i-am adăugat tot cu domnul Borș toate ladurile acestea. Și sunt bucuros că am instrumentul ăsta. Practic, l-am întrebat pe domnul Borș când eram la Chișinău din ce an, mi-a spus că e din 74.
Mulți din cei care ascultă emisiunea asta, interviul acesta, nu erau născuți atunci. Am încă o întrebare. Unde ați activat ca profesionist? Unde ați început și unde ați terminat cariera? În ce ansamblu? Eu am cântat în orchestra Mărțișorului. După asta am cântat și cu orchestra Veselii și în orchestra Folclor. Ce doriți, dacă aveți ceva cuvinte sau urări pentru participanții acestui festival, cu genericul Cobza, Dorul, Emeline? Eu doresc la toți participanții și la toți prietenii, care, la toți oamenii care mă cunosc, succes în artă, sănătate și să fie pace pe pământ. Mulțumim! Isaac Solomon în discuție cu Sergio Raileanu. Și acum dați-mi voie să vă întreb. Sunteți plecat din țară de atâția ani. Dacă e să dăm un pic timpul înapoi, ați fost cobzar în orchestra Fluieraș, sub bagheta maestrului Lunchevici, apoi sub bagheta maestrului Ciuhrii. Din anul 2000 și până în 2004 ați activat în orchestra de muzică populară Folclor, apoi ați pus cobza în spate și ați trecut oceanul în Statele Unite. Faceți o meserie departe de lumea artei, stați zile întregi în mașină, la volan și probabil cobza rămâne undeva văduvită acasă. Dar știu că ați luat-o în Statele Unite și acum ați și adus-o acasă în Republica Moldova. De ce? V-ați gândit că e bine și frumos să vă întoarceți acasă și să-i aduceți un omagiu acestui instrument? Mai devreme ori mai târziu, noi ne maturizăm și avem nevoie să dăm. Dumnezeu ne-a pus la inimă multe melodii care le-am lansat cu orchestra Folclor înainte de a pleca, apoi alte melodii care apar și apoi ce să fac cu ele? Vine timpul când trebuie să le întorc. Și cui pot să le întorc dacă nu poporului moldav care înțelege și percepe frumosul muzicii populare? Mulțumim! Noi azi o să vă arătăm ce poate acest instrument muzical, dar mai vreau să scot un gând de la dumneavoastră. Știu că aveți un vis, să faceți un festival al cobzei, un festival, concurs, cu juriu și premii, în care să fie premiați toți cei care vor scrie melodii sau orchestrații pe care să le poată lua la pas mărunt și cobza. Da, doresc din toată inima și vorbesc deschis, vreau să formăm împreună, nu eu, dar împreună cu toți cobzare și cu orchestra Folclor, un festival, nu concurs, dar un festival, unde timp de 5 ani să avem posibilitatea să strângem cobzare și să aducem tot ce e mai frumos, toate lucrurile mai frumoase. Dar în cadrul festivalului vreau să organizăm un concurs pentru cea mai bună lucrare scrisă pentru cobză. De ce îi invit pe toți care sunt aici muzicieni, compozitori, aranjori și să contribuim la aceasta. Și în cadrul concursului va fi premii. Putem să spunem din start, nu mai mult și mai puțin, primul o să fie 100, $1,000, a doilea 750 și a treilea 500. Și va mai fi premii bănești pentru alte lucrări care ne vor impresiona. Doamne ajută, eu zic să lăsăm muzica să vorbească astăzi pentru noi. Mulțumim pentru că ați reușit într-o seară frumoasă să adunați cei mai buni și mai valoroși cobzari din Republica Moldova aici, alături de Orchestra de Muzică Populară Folclor. Ei rând pe rând vor ieși în fața domnilor voastre. Eu zic să lăsăm microfoanele să fie încălzite de copii până una alta. Mulțumim! Artiștii vin și ies din scenă cu aplauze, pentru că asta este adevărata lor energie. Și acum, așa cum ziceam,
am vrea să iasă cei mai mici în scenă. Ei ne vor cânta la mandolină, pentru că mandolina este adevărata trambulină care trece mai târziu în cobză. E vorba de trei găgălici, Adelina Rusu și Alex Ungureanu, care sunt elevi la liceul cu profil de arte Iulia Hașdeu, și Emma Tighineanu, care este elevă la școala de arte Alexei Stârcea. Când am întrebat-o pe Adelina și pe Alex de când cântă la mandolină, ne-au zis de la 1 septembrie. A, aveți un an, nu, mai puțin de un an. Ei toți sunt discipolii cobzarului Pavel Țurcanu, omul care investește în tânăra generație și a cărui discipoli îi veți vedea în această seară. Așadar, vin în scenă să ne cânte la mandoline Adelina Rusu, Emma Tighineanu și Alex Ungureanu. Adelina Rusu, Emma Tighineanu și Alex Ungureanu, discipole profesorului Pavel Țurcanu. Lucrurile care sunt făcute cu pasiune ajung neapărat la sufletul omului, iar muzica nu se poate de ascultat dacă omul care o cântă nu este pasionat cu adevărat de ceea ce face. Asta pot să spun și despre tânărul care este acum în culise. Are 13 ani și mi-a zis că el cântă la cobză dintr-o adevărată pasiune și mai mult așa, pe armonii. De fapt, face școala de arte Valeriu Poliakov la contrabas, clasa profesorului Iacob Lungu, dar a luat niște lecții cândva de la Dorin Belous și l-a văzut Timofei Tregubencu, prietenul lui Sergiu Releanu, care de fapt s-a ocupat de organizarea spectacolului ăsta și a zis: tinere, nu vrei să vii să cânți la cobză? E o adevărată provocare pentru el. Alexandru Catană.
Alexandru Catană. Cel care probabil încă nu s-a decis între contrabas și cobză. Cobză este menționată în cele mai vechi balade românești. Ca de exemplu în balada lui Mihu se spune: el cânta un cântec voinic și un glas de cobuz, dulce la auz de cobuz de os, ce spune duios. Printre primii meșteri lutieri se numără Ion Vizitiu, Ion Borș, iar mai apoi cine nu are sau nu știe de cobzile lui Nicolae Dron. Și acum vin în scenă două prietene care se știu din clasa a patra, pentru că împreună au învățat în clasa cobză, în clasa profesoarei Elena Negură, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, dar la maturitate au lăsat muzica doar pe pasiune și Gabriela Bulgaro absolvește design interior, iar Valeria Minciună este masterandă la jurnalism. Și totuși, prietena lor cobza le-a unit din nou. Valeria Minciună și Gabriela Bulgaro. Thank you.
Valeria Minciună și Gabriela Bulgaru, discipulele Elenei Negură. Fetele vor mai reveni în scenă neapărat. Atunci când a fost vorba să fie meșterite cobzele, lutierii noștri au căutat explicații în frescele bisericești din nordul țării. În bisericile din nordul țării au fost găsite fresce pe pereți unde sfinții cântau la cobze. Și dacă muzica bisericească tratează, înseamnă că și sunetul cobzei vindecă sufletul omului. E o legătură frumoasă între cobză și divinitate. Poate de asta e un instrument, nu toți își permit să-l ia în mână și să cânte la el. E un instrument pe care trebuie să-l iubești cu adevărat. Așa cum fac și tinerii care vin acum în fața domnilor voastre, e vorba de doi discipoli ai profesorului Pavel Țurcanu și o studentă la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care este și absolventă a Liceului Ciprian Porumbescu, clasa profesoarelor Elena Negură și mai târziu Violeta Botezatu. Pentru început, auzul vă va fi încălzit de Dorina Prisecaru, care este studentă la Colegiul de Muzică Ștefaneaga, clasa profesorului Pavel Țurcanu și, așa cum a lăudat-o cobzarul, este o multi-instrumentistă pentru că știe să cânte la caval, la fluier, la tilincă și este omul potrivit la locul potrivit. Alături de ea vor veni în scene Marin Stratulat și Diana Zupcu. Thank you.
Dorina Prisecaru, Marin Stratulat și Diana Zupcu. Și pentru că ea cobza trebuie școlită, Diana Zupcu ne oferă un preludiu, muzică de Rafael Colace. Diana Zupcu, studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa profesorului Pavel Țurcanu. Despre cobză se scrie și în Psaltire. În Psaltirea Sfântului Proroc David Dosoftei se spune așa: lăutele, cobuzele, la veselie și la jocuri. Sau, el cobuz cu fire, mult zice, subțire. După cobză și vioară se scoate hora afară. Și să știți că există și ghicitor despre cobză: ciupercă uscată, în cui spânzurată. Deci cobza dintotdeauna a însoțit poporul nostru, poporul român. Cobza a fost instrumentul la care omul și-a cântat dorul, bucuria și necazul, un instrument ușor de dus și un instrument ușor de lăsat. Probabil de asta cobzare din ziua de astăzi luptă cu vehemență ca să întoarcă cobzei valoarea de odinioară. Iată, de exemplu, Julius Vahnovan, tânărul care vine acum în scenă, îmi spunea: are multe concurente cobza printre instrumentele dintr-o orchestră. Ca de exemplu, țambalul e cel mai mare concurent. Ține ritmul și nimeni nu mai are nevoie de cobză. Julius vine de la nordul țării, a făcut acordeonul la școala muzicală de la Ocnița, dar odată a ajuns la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și privind instrumentele muzicale din meniul de admitere, a văzut că la cobză sunt cei mai puțini și a zis: aici de mine, nu am concurență și o să intru la buget.
Iulius Vahnovan iubește astăzi cu adevărat Cobza, este student în anul 4, este laureata concursului Emanuel Elenescu de la Piatra Neamț, anul acesta este chiar printre finaliști și dacă îl întreb de-i place Cobza, spune sus și tare, da, Cobza este instrumentul meu. Clasa profesorului Pavel Țurcanu, Iulius Vahnovan. Vahnovan, student la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, clasa profesorului Pavel Țurcanu. Mulțumim dascălilor care investesc în tânăra generație și au grijă de viitorul acestei țări. Acasă, griul e mai verde și mai albastră boaghea poamei. Acasă, Dumnezeu se vede în lacrima din ochii mamei. Acasă, deal cu deal se ajunge și om cu om de om se știe.
Asta a înțeles și artista care vine acum în fața domnilor voastre. Apropo, este și ea discipola doamnei profesoare Elena Negură. A fost cobzăriță aici, în Orchestra de Muzică Populară Folclor, apoi a furat-o străinătatea, a încercat mai multe instrumente, cântă perfect la pian, are o voce nemaipomenită, este absolventă a Conservatorului de la Veneția, le-a cântat canțonete italienilor, dar până la urmă, dragostea și dorul de casă au adus-o din nou aici, în Republica Moldova. Ea a înțeles că pentru ea și pentru familia ei și pentru puiul de om pe care l-au adus pe lume, cel mai bine este să trăiască în tradițiile neamului. Să asculte zumzăitul albinelor aici acasă, foșnetul frunzelor, să cânte vioara, fluierul, cobza la ureche și acest pui de om să crească printre oamenii săi. Astăzi vine cu drag să vă cânte, este și profesoară de cobză revenită acasă și îmi face o deosebită plăcere să o invit în scenă pe Violeta Botezatu. Thank you.
Violeta Botezatu și Orchestra de Muzică Populară Folclor și maestru Petre Namțu. Atunci când Dumnezeu îți pune mâna pe creștet, cobza devine aur în mâinile omului. Violeta și Ion Botezatu. Dar știi că cel mai mare, mai frumos și mai important trofeu pentru un artist sunt aplauzele și recunoștința publicului său. Ceea ce îl ține pe artist în viață, îi dă aripi și hrănește sufletul, este recunoștința și sala plină care vine să-i admire creația. Vine să facă un spectacol de virtuozitate și cobzarul care și-a făcut semnul crucii acum în culise. Îmi plac artiștii care sunt măsluiți de Dumnezeu sau cărora Dumnezeu le-a pus mâna pe creștet și i-a binecuvântat sau i-a blestemat cu talent. Și talentul o viață întreagă îi chinuie pe aceștia. Este unicul care a adus acasă din România, de la Piatra Neamț, de la Festivalul Concurs Emanuel Elenescu, premiul mare sau trofeul la categoria instrumente muzicale cântând la cobză. Îi spune Daniel Ungureanu, este elev sau student în anul 3 la Centrul Național de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, clasa profesorului Pavel Țurcanu. Așadar, este susținut la pian de Victoria Lozovan și vine să vă demonstreze că își merită toate premiile și trofeile Daniel Ungureanu. Thank you.
Daniel Ungureanu, concert de Lascutov, susținut la pian de Victoria Lozovan. Daniel Ungureanu, discipulul cobzarului Pavel Țurcanu. Și acum revine în scenă Valeria Minciună și Gabriela Bulgaru, la pian Svetlana Ionică. Țigancov, Variațiuni. Variațiuni de Țigancov, Valeria Minciună și Gabriela Bulgaru, la pian Svetlana Ionică. Discipulele profesoarei Ileana Negură. Și acum vine un om pe care îl cunoaște o țară întreagă. Este respectat ca și muzician. Din 1997 este cu carnet de muncă în Orchestra de Muzică Populară Mugurel. Este solist instrumentist, dar nu a refuzat pe nimeni când a fost vorba să acompanieze un artist.
A început să studieze acordeonul la școala de muzică de la Strășeni și a îndrăgit copsa fiind student la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Dacă îl întreb de ce îi place copza, el, artistul, spune cam așa: mi-e dragă copza și nu mă las de ea niciodată. Sunt copzar și vorba cunoscutului șlagăr, cânt ce știu mai bine, spune cu mândrie Sergiu Diaconu.
Diaconu și Orchestra de Muzică Populară Folclor. Mulțumim! Dacă ar fi să fie scrise anumite calități în cartea de identitate a fiecărui om, în cartea lui Sergiu Diaconu ar fi scris bunătate. Și am ajuns să-i fac prezentarea unui artist care mi-e la fel de drag ca și Sergiu Diaconu. De ce? Pentru că numele lui a răsunat deja de câteva ore în această seară. Este omul care are grijă să școlească generații întregi de copii. Grație lui, Cobza este prezentă în școală, în colegiu și la conservator. El face muzică de când se ține minte, probabil de când a fost dat la școala muzicală Eugen Coca, la vârsta de 6 ani, adică la Ciprian Porumbescu, unde a făcut mai întâi baian, apoi contrabas. Dar odată a ajuns la colegiul Ștefan Neagă, i s-a propus să aleagă un instrument popular și astfel devine discipulul lui Isaac Solomon la Cobză. Este primul absolvent la Cobză a colegiului Ștefan Neagă, dar și a conservatorului Gavril Muzicescu din Chișinău. Așadar, aplauzele pentru profesorul Pavel Țurcanu, cel care a adus astăzi pe scena spectacolul nostru Cobza, dorul lumea adună, cei mai frumoși copii, viitorul de mâine al țării noastre. Thank you.
Cobzarul Pavel Țurcanu. Acum dați-mi voie să zic, să-i dăm cobzarului ceea ce este a cobzarului. Cobza Dorul Imealină. Și acum o să ascultăm un adevărat ansamblu de cobzari. Așa cum îmi spunea domnul Țurcanu, aranjamente pentru cobze nu prea se găsesc. Ele sunt, de fapt, împrumutate de la alte instrumente. Iar ceea ce urmează să ascultăm este un dans de salon, mazurca, și o sârbă de concert, adaptate de Pavel Țurcanu pentru cobză. Iar în scenă, alături de domnul profesor Pavel Țurcanu, discipolii dumnealui, Iulius Vahnovan, Dorina Prisecaru, Diana Zupcu, Cristina Popovici, Daniel Ungureanu și Pavel Țurcanu.
Pavel Țurcanu, Diana Zupcu, Iulius Bahnovan și Daniel Ungureanu. Și orchestra de muzică populară folclor împreună cu maestrul Petre Neamțu. Și vreau să-l invit aici pe Sergiu Roileanu, pentru că aceste aplauze sunt și aplauzele lui. Nu știu dacă vreo scenă de aici, de Republica Moldova, a mai văzut vreodată atâția cobzari și cobzărițe împreună. Chiar dacă drumul a purtat departe, ceea ce a învățat aici, acasă, de la dascăl, a rămas pentru o viață întreagă în sufletul cobzarului Sergiu Roileanu.
Vă mulțumesc frumos, cu sprijinul dumneavoastră. Am reușit să o scot la capăt. În viață ne pare rău de lucrurile care nu le-am dorit să le facem. Mie îmi pare rău că n-am dorit să spun cuvinte de dragoste părinților mei. N-am dorit să spun cuvinte calde pentru grija domnului Lunchevici. N-am dorit să spun cuvinte calde și respect din partea mea domnului Ciuhrii. N-am dorit să spun cuvinte domnului Gheorghe Bănariuc. Mulțumesc orchestrei că ne-a susținut pe toți copzarei. Acum vreau să invit toți copzarei.